Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald, ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Astăzi, alături de noi, este Vlad Nicodim, psiholog, și vom vorbi pe marginea unei cărți. O putem numi și noutate editorială. În urmă cu câteva luni a apărut această carte în colecția Himalaya. Este vorba despre Tratat despre calea de mijloc, Nagarjuna, o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Tratatul despre calea de mijloc, putem spune că este cea mai veche sinteză a sutrelor din perfecțiunea înțelepciunii. Influența acestei opere inegalabile, i-am putea spune, nu s-a atenuat nici când de-a lungul secolelor. În China, la fel ca și în Japonia sau în sfera gândirii indo-tibetane, constituie textul prin excelență capital pentru cine vrea să pornească pe calea eliberării din ciclu și să aibă acces la revoluția pe care un astfel de demers o cere. Nagarjuna, unul dintre cei mai originali și influenți gânditori din istoria filozofiei indiene, tratatul său despre calea de mijloc, bazat pe noțiunea centrală de vid, a influențat dezbaterea filozofică indiană timp de 1000 de ani după moartea sa. Iată o carte foarte importantă, aș putea spune, una dintre cele mai importante cărți ale sale, dar și una dintre cele mai importante cărți publicate în această colecție Himalaya, unde găsim referințe, găsim autori, opere despre budism, despre budismul tantric tibetan, despre ce am spus mai devreme, budismul indo-tibetan. Vlad, ce te-a impresionat la această carte și de ce ai recomanda-o celor pasionați de budism? Când vorbim despre budism, vorbim la modul general, pentru că dacă ar fi să facem niște referiri, să le spunem cu nuanță geografică, putem face referiri și la nordul Indiei când vorbim despre budism, putem face referiri și la Tibet, de asemenea la China și, bineînțeles, ne putem duce până la budismul Zen în Japonia. Ok, în primul rând vreau să spun că, spre deosebire de multe alte cărți pe care le-am citit pe aria asta a budismului și chiar și pe care le-am prezentat în cadrul campaniei editurii, vreau să spun că această carte nu aș recomanda-o deloc doar persoanelor care au înclinații spre studiul religiilor sau al budismului. Și vreau să spun încă de la început faptul că această carte este un tratat de logică, din punctul meu de vedere. Adică este foarte diferită de orice carte scrisă pe budism, mă rog, în afară tot de alte scrieri ale lui Nagarjuna. Dar vreau să spun că este, de fapt, o carte de filozofie. Și când spun filozofie, nu mă refer la a filozofa, mă refer la filozofia aceea cu un sistem filozofic foarte bine pus la punct. Și este o carte foarte argumentativă, foarte rațională și foarte logică și folosește foarte mult filozofia reducționistă. Deci este mult mai mult în partea aceasta decât în partea budismului. Deși prin toate aceste metode se demonstrează niște idei esențiale, centrale din budism. Și uite, dacă deschidem așa pe aici, să zicem, Am să arăt cartea. și eu la cameră, să vedem dacă se vede. Da. Ok, cam asta e. Cum ar suna, uite, o existență care să pornească de la un alt lucru este inutilă, deoarece producerea în sine a unui efect pornind de la o cauză diferită și fără legătură cu el însuși este respinsă. Adepții producerii pornind de la un alt lucru, admițând că efectele sunt produse de cauze diferite, stabilite potrivit caracterului lor propriu, se văd constrânși să admită că efectele și cauzele sunt distincte și fără legătură între ele. Deci cam așa sună cartea. Cartea este strict logico-filozofică. Și probabil că dacă ne uităm puțin așa la copertă, ne punem întrebarea asta, cum
Avem aici pe copertă reprezentat practic un ascet. Și dacă ne uităm cu atenție, de fapt coperta asta este un detaliu extras dintr-o tanga budistă, unde cred că Nagarjuna era prezentat aici împreună cu Manjushri în partea de jos și Dorje Shugden în partea de sus. Dacă ne uităm cu atenție, vedem că, de fapt, Nagarjuna folosește mudre, are niște elemente de specifice tărâmului acelor ființe numite Nagas. Deci, practic, el practica un budism foarte ezoteric, cu foarte multe elemente magice și o să vedem, o să discutăm puțin și despre viața lui. Și totuși, cum este posibil ca o asemenea personalitate să vină și să scrie în anul 150, când s-a născut el, anul Domini 150, să scrie totuși un tratat de logică pură și filozofie reducționistă. Și aici vreau să spun că asta este un lucru extraordinar și un mare merit. Faptul că de a putea ieși din acele sfere de înțelegere cu adevărat superioară și a te putea reduce de acolo până la stadiul logicii dualiste, să iei logica dualistă și să demonstrezi chiar cu ea calea de mijloc. Deci ăsta este marele merit din punctul meu de vedere și ceea ce m-a surprins pe mine foarte mult la acest titlu. Dacă ne gândim un pic, Nagarjuna s-a născut în, istoric vorbind, 150 anno Domini și a murit în anul 250, deci a trăit cam 100 de ani. El se spune că folosea și ceea ce se numește alchimia ayurvedică și parcă ea se numește rasayana, alchimia ayurvedică. Este o alchimie diferită de cea din taoism și practic el a trăit 100 de ani, istoric vorbind, dar trebuie să ținem cont de faptul că speranța de viață în anul 100-200 era undeva, mă rog, sunt mai multe teorii, variază, dar speranța de viață era undeva la 32-35 de ani. Deci să ne gândim așa ce mă înseamnă... gândeam și undeva în jur de 40. Da, cam așa. Să ne gândim ce înseamnă o persoană care trăiește 100 de ani. Acum nu e cine știe ce, dar pe vremea când oamenii trăiau 30 și ceva, 40... În general, este ceva. Se spune că el a luat o parte din scripturi și din idei de la acele ființe supranaturale numite Nagas. De asta el este și reprezentat așa. Dar, repet, în interiorul cărții este strict logică. Deci cine vrea să se specializeze pe logică poate să înceapă cu această carte și pe filozofie reducționistă. Acum o să să vorbim puțin și despre titlu înainte să intrăm în mai profund în filozofie. Despre titlu, acum calea de mijloc nu este chiar știu că ne putem gândi foarte ușor la o explicație, dar nu este în sens aristotelic. Calea de mijloc este mai mult, nu știu cum să explic eu cel mai bine, să zicem așa, că dacă am avea, să spunem, finit, infinit, avem aceste două extreme, da? Calea de mijloc nu este nici finit, nici infinit. Deci, de fapt, calea de mijloc în această carte nu este nici finitul, nici infinitul, nici permanentul, nici nepermanentul. Și ca să intrăm un pic mai în profunzimea ideii, putem să luăm, spre exemplu, o tetralemă. Și dacă luăm o tetralemă și avem, să zicem așa, etern, neetern, nici etern, nici neetern, etern și neetern. Deci cele patru variante posibile. De fapt,
În calea de mijloc se demonstrează foarte argumentativ și logic faptul că niciuna din variante nu există în realitate. Sigur că sunt textele clasice și exact cum ai spus tu la început, sutrele din perfecțiunea înțelepciunii, Prajna Paramita Sutra, explică chestia asta, dar nu explică într-un mod logic, filozofic și rațional. Explică pe baza unor texte cu valoare definitivă, deci unor texte religioase. Sigur că aici este extraordinar faptul că Nagarjuna a venit și chiar a explicat foarte logic și chiar matematic, o spune, aceste texte religioase. Deci această cale de mijloc practic presupune faptul că nu există nici finit, nici infinit, nici creat, nici necreat și niciuna din aceste lucruri. Și este exact ca acea idee foarte cunoscută, dar nu știu eu cât de bine înțeleasă, a budiștilor, conform căruia nu există de fapt nimic. Cred că ai auzit de... care este explicația? Nu există nimic în sine. Adică atâta timp cât ceva are o cauză, nu există în sine pentru că depinde de o cauză. Atâta timp cât produce efecte, nu există în sine pentru că este într-o relație cu efectele. Atâta timp cât depinde de alți factori pentru existența sa, nu există în sine pentru că este în interdependență. Asta este o variantă de explicație. Bineînțeles că sunt mult mai multe. Acest text are și interpretarea maestrului Tsongkhapa. Cred că se numește Oceanul Raționamentelor. Sper că nu greșesc aici. Și mai are o parte foarte interesantă la fiecare capitol, după ce se explică foarte clar, foarte rațional și foarte logic ideile, există și un text care se numește... să vedem. Da, Oceanul Raționamentului Tsongkhapa, da. Așa, da. Deci există și la fiecare sfârșit de capitol, sunt 27 de capitole, dacă am reținut bine, la fiecare sfârșit de capitol avem și relația cu scripturile cu sens definitiv. Deci după ce se explică foarte clar, foarte logic și foarte reducționist ideile, avem și referire la texte. Și atunci vedem cum, de fapt, după ce citim explicația logică, după ce, dacă ne-am fi raportat la text înainte să vedem explicația logică, probabil că nu am fi înțeles, ni s-ar fi părut niște texte religioase fără însemnătate, dar după ce se vine cu o explicație foarte concretă, deja le vedem altfel și asta e alt merit al cărții, faptul că aduce cu adevărat lumina asupra unor texte foarte grele, care pot fi foarte ușor interpretate greșit. Acum să discutăm puțin filozofic. Am vorbit despre copertă, am vorbit despre calea de mijloc. Din punct de vedere filozofic, eu am o teorie pe care o pot argumenta destul de ușor, faptul că, de fapt, toată filozofia occidentală se bazează pe filozofia orientală. Și știu că așa ceva nu este acceptat. Știu că în multe facultăți de filozofie se evită foarte... Eu nu știu câți de la facultatea de filozofie studiază pe Nagarjuna, sincer să fiu. Eu n-am auzit. Poate că se studiază întreagăt, dar trebuie să luăm în calcul faptul că această filozofie din anul 150 a influențat cei mai mari filozofi ai lumii occidentale. Și să luăm, spre exemplu, să începem cu David Hume, da, care prin 1711 s-a născut. David Hume a venit cu această idee a inexistenței unui sine. Și am mai spus și că durerea și plăcerea, pasiunile, senzațiile se succed și nu există împreună în același timp. Exact ceea ce spune și Nagarjuna. Și el a scris tratat asupra naturii umane, deci ne referim încă la David Hume, care este foarte clar influențat de filozofia budistă. De fapt, David Hume chiar are teoria celor cinci agregate. Cele cinci agregate sunt strict
o idee venită de la Buddha, din filozofia budistă, cele cinci agregate, care se discută și aici, în această carte. Dar deci, știi ce mi se pare interesant, pentru că ai spomenit puțin mai devreme de lucrările care sunt studiate, citite, recomandate, bibliografie la Facultatea de Filozofie. Și bineînțeles că aici vorbim despre filozofii greci, filozofii antici, eu știu, latinii, și apoi ne ducem în zona Evului Mediu, Renaștere, Iluminism, ajungem pe la anii 1700-1800, tu l-ai invocat pe David Hume, mai sunt alții, eu știu, mai e Kant, Descartes, Spinoza, adică și mai departe. Și acolo, dar ideea este, mă întreb, oare Hume este o pură coincidență apropo de logică, și mă gândesc acum de logică și epistemologie, sau oare Hume l-o fi citit? Pentru că noi așa în vremurile noastre stăm și ne gândim, băi, oare Hume l-a citit, că l-ai dat tu ca exemplu, oare Hume l-a citit pe Nagarjuna? Sau mulți alți filozofi din perioada lui au citit astfel de cărți sau astfel de maestri spirituali precum Nagarjuna și mulți alții din zona budismului? E o întrebare interesantă. Dacă au avut acces la aceste informații. Eu am o urmă de îndoială, dar na, sunt mai precaut, un pic mai reticent. Deci, Sorin, asta ce spun eu acum nu este o speculație, faptul că i-am citit pe filozof și am găsit acolo idei similare. Deci nu este vorba de asta. Așa aș fi făcut o listă cu mult mai mulți. Eu mă refer unde chiar există dovezi clare și unde chiar ei au recunoscut, și consensul specialiștilor și filozofilor este că care au făcut această paralelă, consensul este că se regăsesc exact ideile astea, și o să vedem, o să spun imediat, mulți din filozofi care au recunoscut că au fost influențați de acolo. Deci uite, dacă luăm de exemplu Derek Anthony, care este un filozof, cred că din Marea Britanie, care a făcut teoria identității personale, și el are foarte multe referiri cu privire la budism. După care, dacă ne ducem în, nu știu, în idealismul german, și luăm, spre exemplu, că tot ai spus despre Immanuel Kant. Immanuel Kant, care este, cum să zic, folosește idealismul transcendental, da? Este exact ceea ce spune școala madhyamică. Ca să fac o mică paranteză, pentru o exegeza filozofiei căii de mijloc, se pot consulta cele două școli, madhyamică, nu, cele două școli, Chandrakirti și Bhava Viveka. Deci pentru cine vrea să intre în profunzimea subiectului, că nu o să găsim, se pot scrie 10 cărți despre cele două școli și cum s-au contrazis și ce argumente și-au dat, școli filozofice foarte puternice care nu se predau în vest. Bun, revenind acum la Kant, și el spunea că există o realitate ultimă și inaccesibilă, exact ca și Madhyamaka, școala aceasta, și că mai spune că nu avem acces la lucrurile în sine, pentru că avem de-a face cu interpretarea rațională și cu produsul simțurilor. Deci asta este părerea lui Kant. După care, dacă luăm pe Schopenhauer, da? Schopenhauer spune clar, deci și aduce, vorbește despre Buddha foarte mult. Adică el chiar recunoaște că este influențat de religiile orientale și chiar spune că budismul este cea mai bună dintre religii. Sigur că eu nu cred neapărat că există o religie cea mai bună, pentru că depinde foarte mult de capacitatea fiecărui om și de modelul lui de a înțelege lucrurile. Dar, mă rog, asta spunea Schopenhauer exact așa, și Schopenhauer este foarte centrat pe ideea de suferință, exact pe ceea ce se centrează și Buddha, și pornește propria lui filozofie. Și chiar Schopenhauer discută despre cele patru adevăruri ale lui Buddha. Cele patru, da? Adevăruri, deci, nobile. Da. Deci despre, și despre doctrina budistă, despre Trikaya. Și să nu uităm, Schopenhauer promovează mult și viața ascetică. După care, pe cine a influențat cel mai mult Schopenhauer? Pe Nietzsche. Da? Și Nietzsche este un mare filozof care la rândul lui a influențat foarte mulți alți filozofi, chiar și pe Martin Heidegger.
Și Nietzsche spune, chiar discută despre budism și spune că el se diferențiază foarte mult de creștinism, pentru că nu are acea, citez, înșelătoria existenței în sine. Deci este clar că pentru a ști acest detaliu și să vorbești despre budism, Nietzsche a citit scrierile budiste, altfel n-avea cum să știe. Pe vremea aia nu exista internet să intri un pic, să arunci un ochi și să pari că știi lucruri ca acum. Și a mai și spus, citez din Nietzsche, că a spus, eu aș putea deveni Buddha al Europei. Deci era clar, foarte, da. Însă Nietzsche percepe budismul ca fiind pesimist, ca fiind cumva o negare a vieții, ceea ce este fals. Nu o să mă apuc acum să intru în această dezbatere, pentru că Nietzsche este un filozof foarte mare și, contrar multora care pun mâna și îl citesc puțin, este mult mai greu de înțeles. Adică are niște cărți foarte ușor de înțeles ca limbaj, spre deosebire de restul marilor filozofi, dar este foarte greu de înțeles și chiar Martin Heidegger are un eseu despre asta, în care spune cât de greu este de înțeles și că, nu știu, ajunsese să nu doarmă în nopțile, să înțeleagă mai bine anumite idei ale lui Nietzsche. După care, dacă ne ducem la Edmund Husserl, da, unde avem deja, intrăm în fenomenologie, are o metodă fix budistă și recunoaște acest lucru. Are și un eseu care se numește despre discursurile lui Gautama Buddha, adică și mai are un eseu care se numește Socrate liniuță Buddha. Adică și discutăm iarăși despre un mare filozof, după care ne ducem la Heidegger, care este probabil cel mai mare cel filozof. Cel mai mare sau unul dintre cei mai mari, exact. Care sigur, el este existențialist. Scuză-mă. Are foarte multe concepte, dacă ne uităm la Dasein, de exemplu, celebrul lui concept al lui Martin Heidegger, Dasein, sau Das Nicht, adică nimicul, sau Abgrund, vacuitatea, vidul, are foarte multe concepte din budism, dar în special din budismul zen. Și nu știu, sper să nu fac o încurcătură, că nu mai mi-aduc foarte bine aminte, dar cred că a și recunoscut că seamănă foarte mult cu filozofia sa în momentul în care l-a citit pe un mare maestru zen. Dar nu vreau, nu sunt 100% sigur pe și de asta nu. După care putem să ne uităm puțin la Jean-Paul Sartre, care percepe sinele ca fiind un nimic, adică inexistent în sine. Sau pe Karl Jaspers, care a spus că creștinii ar avea foarte mult de învățat de la Buddha. Iarăși citat. Ormă iarăși Wittgenstein, despre care foarte, foarte mulți filozofi și cei care l-au citit spun că practic tot ce a spus Wittgenstein a fost spus cu 1800 de ani înaintea lui în filozofia budistă. Da? Deci avem iată cât de important, exact, cât de important este un astfel de autor și, bineînțeles, opera sa pentru... Și este foarte frapant că nu se studiază în facultate, de fapt, sursele acestor mari filozofi și de unde a pornit totul. Mi se pare esențial să se studieze. Că, practic, de acolo pornește, adică... Na. Se studiază Wittgenstein atâta timp, dar nu se studiază faptul că toate lucrurile, nu toate, 80% din ideile lui centrale vin din budism și sunt și preluate cu cuvinte foarte similare, adică totul este... Da, deci recomand foarte mult această carte, în primul rând, pasionaților de logică, pasionaților de filozofie și, în al doilea rând, sigur, pasionaților de religie și de budism, pentru că acoperă atât de bine toată această perspectivă. Dragii noștri, o discuție interesantă, mai ales că am făcut referire și la alte sisteme de gândire filozofice occidentale și iată, după sute și sute de ani, cum regăsim anumite lucruri în operele marilor
filozofi ai gândirii occidentale sau luându-și rădăcinile din aceste tratate. A fost alături de noi Vlad Nicodim, psiholog, vorbind despre această minunată carte, Tratat despre calea de mijloc de Nagarjuna, o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. De asemenea, toate filmulețele, toate interviurile, materialele cu invitații noștri le găsiți pe pagina de Facebook, pagina oficială a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Mulțumim din suflet, Vlad Nicodim, și sper să ne reîntâlnim povestind pe marginea altei cărți. Noi ne luăm la revedere acum și ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!